Unii nativi sunt de o bunătate ieșită din comun. Pe oamenii cu aceste zodi ar trebui să-i ții mereu aproape, pentru că ai multe de câștigat de pe urma lor și mai ales de învățat. Au un suflet bun, plin de compasiune și iubire. Zodiile cu suflet bun. Există oameni mai răi cu tendința de a se certa tot mai mult cu cei din jur, dar și oameni buni cu suflet mare pe care oricine ar trebui să îi aibă în viața lui. Fiecare are astăzi calități aparte, dar unii excelează la capitolul bunătate. Persoanele născute sub semnul zodiacal berbec au multe defecte și calități, dar generozitatea îi caracterizează perfect. Berbecul este dispus să dea orice pentru cei dragi doar ca să îi știe bine. Este sincer și transparent și niciodată nu s-ar gândi să facă rău sau să se se Răzbune pe cineva, indiferent cât de mult rău i-ar face. Gemenii sunt unii dintre cei mai inteligenți și buni oameni, care niciodată nu-i judecă pe cei din jur. Văd în oameni mereu tot ce e mai bun și știu cum să le facă pe plac celorlalți. Au multe calități prin care se evidențiază, dar bunătatea este cea principală. Cei mai buni nativi ai zodiacului. Leii au o empatie și o sensibilitate duse la extrem. Leul este atât de bun încât cei din jur profită uneori de el. Nu își pune niciodată nevoile personale înainte, ci pentru pentru el contează mai mult să-i știe pe cei dragi bine, sunt capabili să facă sacrificii mari pentru ceea ce iubește și nu renunță la oameni. Fecioarele sunt persoane foarte inocente, sunt sincere și dau tot ce au când vine vorba de iubire. Acești nativi știu să iubească și niciodată nu te vor dezamăgi dacă și tu le demonstrezi că meriți, relatează sursebune.com.